Tone întregi de carne stricată au fost găsite în magazine și abatoare de inspectorii sanitari veterinari. Cantitățile au fost ridicate din unitățile alimentare sau abatoare pe parcursul anului trecut, tocmai pentru că reprezentau un pericol pentru populație. Dacă nu ar fi intervenit inspectorii sanitari veterinari, cazurile de toxi-infecție alimentară ar fi putut fi nenumărate. Au fost retrase din circuitul alimentar circa 720 de tone de produse alimentare, produse alimentare care au fost retrase atât la nivelul abatoarelor prin controlul sanitar veterinar, celor 4 abatoare care funcționează pe teritoriul județului Bacău, respectiv 2 de pasăre, 2 de ungulate, din supermarketuri, de la nivelul magazinelor de comercializare cu amănuntul, totalizând o cantitate de circa 720 de tone de produse alimentare. Motivul pentru care au fost retrase se referă în special la caracterii organoleptice necorespunzătoare, la prezența de paraziți în diverse porțiuni la nivelul abatoarelor, produse expirate, produse care nu realizează cerințele sanitar-veterinare privind criterii microbiologice și cerințe fizico-chimice. În 2011, cantitatea de produse confiscate a fost tot de circa 700 de tone. La începutul anului trecut, inspectorii sanitar-veterinari au găsit în Piața Sud un botoșănean care vindea peste o jumătate de tonă de caș de vacă fără documente de proveniență. Acesta a motivat că a ridicat cașul de la diversi intermediari și îl vindea băcăuanilor. Băcăuanii nu s-au îngrămădit să sesizeze instituția cu privire la produsele achiziționate. Numai 20 de reclamații au ajuns la inspectorii sanitar-veterinari de la clienții care au cumpărat alimente alterate. Cea mai mare parte din cantitate a fost confiscată în urma controalelor specifice. La nivelul Direcției Sanitare Veterinare s-a făcut inventarierea tuturor sancțiunilor care au fost aplicate în 2012, acestea fiind în număr de 152 pentru sancțiuni contravenționale în valoare de 118 milioane lei, iar avertismente s-au aplicat pentru abateri ușoare 157 de avertismente. Cele mai dese deficiențe care au fost identificate în timpul controalelor se referă la igiena personalului, etichetarea produselor, igiena spațiilor de depozitare, depozitarea în condiții necorespunzătoare a produsului, motiv pentru care au fost aplicate și aceste deficiențe. În 2011, numărul sancțiunilor a ajuns la 204 în valoare de peste 150.000 de lei. Anul trecut, la Direcția de Sănătate Publică s-a înregistrat o singură suspiciune de toxi-infecție alimentară. Chiar în prima lună a lui 2012, o întreagă familie a ajuns la unitatea de primire urgență a Spitalului Județean de Urgență cu simptome specifice unei toxi-infecții alimentare. Cele 5 persoane nu au putut să le precizeze medicilor dacă au consumat produse alimentare alterate sau preparate în condiții necorespunzătoare de igienă. După ce au fost examinate de medicul de gardă de la UPU, toate au fost trimise la secția de boli infecțioase, unde au rămas internate doar 3. Deși pacienții aveau semnele clinice ale unei toxi-infecții alimentare, analizele de laborator nu au confirmat diagnosticul.